crush-ul tău nu o să te leagă niciodată pe tine, îmi pare rău, ești în frânză. O, ce dură e asta! Încă sper să fim prieteni. Merge! Hei, salut, eu sunt Lemnaru! Am auzit că Vlad Alexandrescu mi-a scos un diss track. Ok, l-am ascultat deja o dată, dar am zis să și reacționez la el ca să vedeți ce părere am eu despre ceea ce zice el, dacă este adevărat ceea ce zice el și cum o să reacționez eu la asta. Așa că dai un like chiar înainte să înceapă clipul sau dacă nu poți să dai și la jumate și la sfârșit, nu contează. În momentul de față, piesa lui este pe locul 12 în trending. Wow, super tare! Nu m-aș dat să orice așa mult. Mulți mi-a zis că în această piesă a spus foarte multe cuvinte nasoale despre mine, așa că hai să vedem, nu? Hai să-i dăm drumul. Bun, eu să vă pun video acolo. Bun, e el la calculator. Hai să vedem ce a zis. Deci se uită la vlogurile mele. Wow, nu știam asta. Da. A, pare că îi pare rău pentru ceea ce a făcut. O, hai că nu e așa rău până acum. Ok, s-a enervat foarte tare când i-a zis că nu o să fie el cu Andra. Ce? Stați, ce? Cumva tocmai ce-și-a rupt mânecile de la bluză și a pus într-o colivie o ciocănitoare desenată și a spart-o cu buta? Chiar s-a întâmplat asta? Sincer, nu mă miră nimic la Vlad Alexandrescu. Hai să vedem ce face mai departe. Ok, ce pot zic, până acum ai niște ținute super tare, adică BC-ul pe gât și ăla de ciocănitoare, a, ăla mă reprezintă pe mine de fapt. Hai să vedem ce zice în piesă. Cât de mult n-ar putea sparge o ciocănitoare dacă ar putea sparge lemn? Ciocănitoarele chiar pot să spargă lemn, gen, și cred că sparg lemn toată viața, deci cât de mult lemn. Să zicem, doi copaci pe viață, habar n-am. Ți-am răspuns la întrebare. Mama, ați văzut ce de ăsta lanțare și ce palton mișto de blană? Era care nici nu a început, pareți ca un personaj din desene animat. Stai, mi-a închis cariera care abia a început? Nu, cariera mea de acum începe, dar nu se încheie aici. Arăt ca un personaj din desene animate, asta nu e așa rău, nu? Tu chiar vrei să ne batem, frate? Ești iubitul Andrei, nici nu știu cum te numești. Ești iubitul Andrei, nici nu știu cum te numești. Ok. Ok, înțeleg aluzia, că gen, fără Andra n-aș fi ajuns unde sunt. Da, știu, probabil că n-aș fi ajuns la fel de repede, să spun, dar cred că aș fi ajuns prin muncă multă, încă muncesc foarte mult la clipuri. Dar vreau să te întreb și pe tine ceva. De ce ai pus diss track Andra în titlu? Puteți să fii diss track eu. Un titlu mai bun, cu un clickbait mai bun, prinde mai mult la lume, nu? El vrea să îl plătesc pentru că vorbește despre mine. Băi, momentan nu, n-am bani ca să-ți dau că gândi despre mine, dar poate pe viitor o să am și... Bine, rămân dator, da? Udic, desene animate. A, gen, el nu se leagă direct de mine, el vrea doar ca să o obțină pe Andra și gen s-a gândit că pentru diss ar putea să facă asta. Până acum eu zic că diss-ul e destul de decent, nu e, n-a zis nimic rău. Nu ai nimic de pierdut. Nu? Ok, rima asta mi-a plăcut mult. Eu sunt lemn, lemnarul, drujbaru. Geniale metafore, bun. E supra încărcat, nu are nicio frângere, am câștigat. Păi, bătălia încă n-a început, adică, hai să zicem că a început, dar nu s-a terminat. Stai așa să vedem cine câștigă. Sunt doar un puș cu un vis, visul e să-mi fie iubită. Nu crash, până atunci sunt doar un puș cu un crash. Îmi plac jocurile de cuvinte. El are doar un vis, să o aibă pe Andra iubită, nu crash, dar până atunci rămâne doar un puș cu un crash. Adică are sens într-un fel, dar îți spun sigur că crush-ul tău nu o să te leagă niciodată pe tine, îmi pare rău, ești în friend zone. Ai link în descriere, ia cel mai fresh merch până nu se termină. Ok, are merch. Vreți să-l vedem? Hai să vedem ce merch are el. Hai să intrăm așa de curiozitate să vedem ce merch are. A, tricou, hanorac cu... Oh, Dumnezeu. Așa e fățuca lui. Interesant, hai să zicem că ăsta îmi place, un puș cu un vis, echipa Vlad, regele farselor. Dacă acest clip face 50.000 de like-uri, clar o să-mi fac și eu merch cu Team Lemnaru, nu se mai poate așa.
Apropo, eu mă uit la toate comentariile voastre, dau like la ele și inimioară. Dar de acum încolo o să dau inimioară doar la cei care dau subscribe. La fiecare comentariu apare chestia aia și aia înseamnă că ești abonat la mine. Dacă văd că ești abonat la mine, ai inimioară de la mine. Hai să vedem ce am mai zis în continuare. Păi normal că ai mai multe views decât am eu în 2 ani. M-am apucat de 3 ani de YouTube, am făcut acum în aprilie, dar gen până la începutul anului nu am postat deloc, gen postam o dată la 3 luni, acum postez de 3 ori pe săptămână, normal că se simte o diferență. Dar cu timpul, nu știu de cât timp faci tu YouTube, de un an, 2, gen într-un an, 2 o să fiu și eu probabil la nivelul tău sau mai sus. Pe YouTube trebuie să fii constant, să postezi de mult timp ca să reușești. Lucrezi la McDonald's, bune, cum se face? Că Andra Bungan pe tine te place? Stai! De unde știi că am lucrat la McDonald's? Gen, nu prea am spus asta, cred că am spus totuși pe live-uri. Da, am lucrat la McDonald's, nu mai lucrez de foarte mult timp, am reușit să lucrez 2 săptămâni, dar a trecut, e... Nu, nu mai lucrez de mult, a rămas puțin în urmă. Cu banii de la Mac, cumpărăți o șapcă, cu toți banii tăi mi-aș cumpăra o geacă. Adevărul e că salariul la Mac era slăbuț, chiar nu aveai ce să-ți iei cu ei, gen, de-abia supraviețuiei să te distrezi și tu o lună. Ce a fost asta? Logic, 0 plus 0 e 0, 0 plus 0 plus 0 e 0, 0 plus 0 plus 0 plus 0 e 0, 0 plus 0 plus 0 plus 0 plus 0 e 0, totul plus 0 nu e 0, decât dacă e 0 plus 0, oricât de 0 ar fi, matematică. Mai la follow, ești un fan, subogat, e sărac. Nu ai niciun ban, norocare, iubita, ciocănică, ciocă, tocă, ciocănică, ai... Da, ți-am dat follow, că am crezut că suntem... prieteni și încă sper să fim prieteni. Tu nu mi-ai dat follow back niciodată. E regulă, prietenii își ajută prietenii nu cu un scop, nu ca să primesc ceva înapoi. Își ajută prietenii pentru că așa fac prietenii. Sper să-mi dai follow. Nu te omor eu, te omoară COVID. Asta a fost dură, că nu mă omoară, nu mă omoară COVID. Mi-am luat toate măsurile de siguranță, nu vă faceți griji, nu mă omoară COVID. Eu sunt în casă izolat de o lună și 10 zile stau în casă, n-am ieșit, cred că am ieșit de 2 ori la cumpărături și atât. Deci nu vă faceți griji. Ai 25 de ani, spune-mi cum se face că nu te-a dat măta încă afară din casă. Stai, n-am 25 de ani, nu sunt chiar așa bătrân, fac 24 în octombrie și mama nu m-a dat afară din casă, eu am plecat de acasă la 21 de ani, deci stau singur de la 21 de ani. N-ai avut dreptate cu versul ăsta. Cu unele ai, dacă majoritatea nu. Ai o pisică roșie pe cap. Asta nu-i rea, merge. Cum adică? Nu, canalul meu nu-i de căcat, nu? Gen, arătați voi că nu-i de căcat, faceți ceva, dați like și subscribe, nu știu, faceți ceva și arătați că canalul meu nu-i de căcat. Voi reprezentați canalul meu, nu? Dacă vouă vă place, înseamnă că nu e de căcat, deci arătați-mi că vă place canalul meu, dați like și subscribe canalului meu. Apropo, dacă ați ajuns până aici, nu uitați că ăsta e Instagram-ul meu, ăsta este TikTok-ul meu și de curând mi-am deschis canalul de gaming, adică am reînceput să postez pe el, așa că aveți link-ul în descriere. Mergeți acolo dacă vă plac jocurile, dacă vă place să vă uitați la jocuri. Momentan joc Minecraft, aveți link-ul în descriere sau căutați așa pe YouTube. Uber Eats, ok. Stai, nu, n-am fost dat afară de la Uber Eats. La Uber Eats nu mai mergea treaba, așa că m-am mutat la Foodpanda. Și da, am lucrat la Foodpanda ca și curier, dar crede-mă, se făceau așa de mulți bani. Acum nu pot să lucrez că e COVID-19 ăsta. Dar se făceau la bani la Foodpanda. Foarte mulți. Și da, nu am mașină, gen, eu mi-am luat permisul, pe urmă un an n-am condus, pe urmă mi-am luat mașină, am condus de câteva ori și acum n-am mai condus, cred că de vreo 2-3 ani de zile. Nu sunt așa pasionat de a conduce, mai ales prin București, ăsta foarte aglomerat. Și pe bicicletă mergi ca un tripit. Adevărul e că pe bicicletă nu merg cel mai coerent, n-am grijă la circulație și așa prea mult, încerc cât de mult se poate, dar, de exemplu, mai traversez pe trecerea de pieton cu viteză și chestii de genul, deci, da, hai să zicem că merg ca un tâmpit și aici avem dreptate. Cel mai vizionat clip al meu are numele tău în ea. Nici asta nu e adevărat. Al doilea cel mai vizionat clip al meu are numele tău sau al treilea. Oricum e în top 4 pe undeva. Este clipul unde am reacționat la video tău, este acolo în top 3-4. Și da, recunosc, se câștigă foarte greu banii și din YouTube și în general, gen, chiar trebuie să muncești. Și norocul meu că sunt om muncitor. Baby, sper să poți să înghiți, dacă vrei să ne batem, îți urez noroc. Nu vreau să mă bat, nu susțin violența, dar dacă ai vreun challenge pentru mine, orice, sunt dispus să te bat la orice joc, te bat la orice competiție, la ce vrei tu. Doar spunem ora și locul și o să fiu acolo. Dacă mai atingi pe Andra, îți dai aripile. Unde-i bau? Ai fost iubitul Andrei, e acum ești fostul. Oh, ce dură e asta. Îmi plac aripile mele.
Ok. Îmi place WC-ul de pe capul tău, că asta e moda. Sau vrei să spui că ești un căc? Fie cu ceva mai bun, baby. Na 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 na. Apropo, am uitat să zic pe la început, dar a sunat anul 2000. Ești vorbit înapoi. Ai rupt aia, ce-ai făcut? Ești doar un puș cu un vis și eu sunt un puș cu un vis. Așa că m-am gândit. Foarte interesant disul ăsta al lui Vlad. Nu a fost așa de dur cum mă așteptam și cum mi-a zis voi în comentarii. Dar vreți să-i fac și eu un dis? Dacă vreți să-i fac un diss track, vreau să ajungem la suma de 100.000 de abonați. Da, e mult. Dacă tu te uiți acum și dai subscribe, gen după ce atingem 100.000 de abonați și scot disul, poți să dai un subscribe, nu contează. Hai să ajungem la 100.000 de abonați și eu o să-i fac disul. Eu sunt Lemnaru, ca de obicei, voi sunteți cei mai tari fani ai mei și v-am pupat.